Bună seara în baia mea și dacă mă vedeți neagră pe sub ochi, să știți că doar ce am terminat de gătit și am tăiat ceapă și am lăcrimat și mi s-a întins rimelul. Deci un rimel de la Essence, nu e nu știu ce rimel. Deci să nu vă speriați de mine, vă rog frumos. V-am adus în seara asta în baia mea să vă arăt rutina mea de machiere a tenului. Am un BB cream, un iluminator, bronzer, nici nu mai știu ce am pe ten, da, rimel și cam atât. Am avut și un balsam de buze și cam atât. Vreau să împrim părul, să începem rutina, bineînțeles că de așa. În al doilea rând, vreau să încerc cu voi împreună. Să încercăm, de fapt voi să vă uitați la mine și eu să încerc, mai bine spus, dischetele astea reutilizabile eco-friendly microfiber. Am pus acum câteva, prin iunie, cred că, în iunie, cred că, am comandat și eu prima mea cutuță de la Look Fantastic, în care am primit și aceste dischete demachiante, dischete reutilizabile. De machiante și chiar vreau să încerc să văd cum sunt ele, dacă demachează, dacă nu, poate sunt cine știe ce miracol, ce minune, să-i spun așa, sau sunt un mare fail, deși mi-e atât de milă să le murdăresc, că sunt așa curate și pufoase și... Haideți să vedem. Aici am, dacă vedeți aici, niște haine în partea asta. Sunt haine curate, trebuie să le împătur mâine dimineață pentru că numai ce le-am scos din uscătorul de rufe. Bun, eu am să ud dischetele, așa am înțeles că trebuie udate, nu? Ceva gen, udate. Am udat discheta și haideți să vedem cât de bine ea... mai capul, deși eu sunt cam sceptică, nu știu ce să spun, haideți să încercăm împreună dacă e un fail sau nu, nu știu ce să zic, chiar nu știu, nu vreau să zic ceva greșit, deși eu întotdeauna folosesc apă micelară sau uleiul ăsta de la Bioderma care este de corp, dar merge foarte bine și pentru ten, să demachezi tenul. Mie nu mi-a provocat nimic rău, deci pentru mine chiar funcționează și mă demachez mult mai simplu cu el. Uite cum arată deja. Și faza e că nici nu curge măcar puțină mizerie din ea, deci pur și simplu e așa, nu știu ce să zic. Haideți să vedem ce iese și cum rămâne sau chiar nu știu să mă pronunț, ce să spun. Haideți să vedem. Voi ați încercat aceste dischete? Se folosesc altcumva? Nu le folosesc eu cum trebuie? Nu știu, spuneți-mi și voi, vă rog, în comentarii, că nu sper, poate fac eu ceva greșit. Nu știu. Văd că deocamdată s-a dus așa stratul cel mare, să zic. Așa, nu mai arăt cruela la ochi. Dar cam așa mi arată tenul. Ăsta e tenul meu, bineînțeles, cu problemele mele de rigoare. Și încă o dată se demonstrează că nu am tenul perfect. Uitați aici ce am. Uitați. Deci nu am tenul perfect deloc, vreau să vă spun. Haideți să încerc să o spăl pe o dischetă cu săpun de mâini. Oare merge? Ia, oare iese ceva din ea? Dacă o centrifughez așa în mână, văd că iese mizeria. Stați să o clătesc.
Încă nu am un trepied, o să-mi iau și un trepied și atunci o să vă pot pune fix în fața mea aici și o să se vadă mai bine. Dar de câteva zile tot eram curioasă să văd cum sunt dischetuțele astea reutilizabile. Am curățat-o cât de cât, puțin de tot s-o dus, dar de când nimica e mai ok. Așa. Și o să-mi iau zilele astea un trepied și o să filmez mult mai ok. Acum, dacă știți unde a stat, cred că ați râde și cu dosul de mine, să-i spunem așa. V-am pus în dulapul meu de cosmetice. Așa că... Păi, eu... Nu știu ce să zic. Eu nu mai văd că așa ia ceva... produs pe față sau... Dar cel mai bine, eu mai vreau să testez într-un anumit fel dischete de machiante obișnuite, da? Și cu apa micelară de la Garnier. Să vedem dacă mai mi-a rămas vreun rezid pe față. Chiar sunt foarte curioasă de chestia asta. Să văd. Cam, da. Mai e puțin BB cream. Deci țineți cont că eu am avut pe față un BB cream de la Maybelline. De la Maybelline am avut un BB cream și nu a fost fond de ten, care și mai are ceva pe ea. Încerc să văd și pe partea asta altă, dacă se mai ia ceva de pe față. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, dacă este ok sau nu. Dar acum vreau să mă spăl cu gelul ăsta de curățare. De fapt, e un gel de inu. E toi. Da, mamă, hai. Hai. Nu le ia. Puțin afecțiune are nevoie toi. Da. Ții, mama. Uite, el-i toi. El-i toi. Toi, și când papă mult, se face ca un butoi. Da. Vii tu, mami. Vii tu, meu. Cu el mi-am... Au! Cu el mi-am pierdut eu aproape 2 luni de zile de somn. El e puiuțul lei, care... singurul care a restat din cei 5, care nu au hrănit cu biberonul. Da, mami. Uite acolo, fă. Bună! Bună! Uite, îți dau mai mult o cutie. Hai, te joci cu cutia. Haide, ne jucăm cu ea. Și o las pe mami să-ți facă treaba pe aici. Du-te acolo și joacă-te, te rog frumos. Așa, mami, bravo. Dacă auziți gălăgie, îi toi să joacă cutiuța de la dischetele de machiante. Nu am ce să fac. E dependent de mine și nu stă fără mine absolut deloc. Bun, asta vreau să vă spun, că am un gel de curățare de la Uriaj. Este și pentru față și pentru corp. Are 200 de mililitri și hidratează foarte bine tenul. Deci eu, acum în august am venit de la mare și aveam, mă roșisem aici toată, cred că o arsură, mini arsură, și aveam fața extrem de uscată. Prima dată când am ajuns acasă, m-am oprit la înainte să ajung acasă, m-am oprit la farmacie și doamna de acolo mi l-a recomandat pe acesta și într-adevăr și-a făcut efectul. În 2 zile nu mai aveam nicio problemă. Și de atunci continui să-l folosesc. Este și hidratant, este și pentru piele sensibilă, e testat dermatologic, gentle cleansing. E super, super bun. Vreau să mă spăl pe față și revin. Da? Ce față am? Troi. Cam așa ceva. Da.
iau și prosopul. E foarte bun gelul ăsta de curățare și pentru corp, să știți că l-am folosit. Și chiar foarte, foarte ok și îmi lasă pielea catifelată, moale, hidratată. Îmi place foarte mult acest gel de curățare. Cred că a fost până în 50 de lei, 40 de lei. Nici nu mai țin bine minte. Nu știu, nu vreau să mă mint. Tot uităm acolo. Bun. Următorul pas al meu ar fi apa termală, care pulverizez puțin. Să știți că n-am o rutină foarte elaborată, cu foarte multe produse și îmi place să o împing așa puțin în față. Mi se pare mie că intră mai bine. Bun. Al treilea pas este tonerul. Eu l-am pe cel de la Pixi Glow Tonic, dar este pe super terminate. Cam până pe aici mai am. Deci o să trebuiască să cumpăr un tonic, un toner nou, pentru că nu o să mai dureze foarte mult. Și tot așa, și pe ăsta îl împing în piele. Îmi place să îl tapotez așa în piele și să-i fac vânt. Mi se pare că se usucă mai repede sau intră în piele mai repede, nu știu, poate numai la mine în cap. Dar pentru mine funcționează. Și asta e cel mai important. Bun. Ce-i tăi? Bun. Și uitați că lasă și fața așa luminoasă. Nu știu, stau cu mam bec, dar sper să vedeți. Lasă fața luminoasă și asta îmi place foarte, foarte mult. La creme de față. Mergi la ceilalți? Hai, te duci la ei, mami? Hai, du-te la ei. Hai, du-te la mami. Hai. Așa, gata. La creme de față situația asta mai diferit. Crema asta de la Bioderma o folosesc mai mult când am tenul cu probleme cu acne și așa mai departe, când e perioada aceea a lunii, dar perioada mea nu este, dar coșurile sunt. Care hidratează așa și așa. Pentru o hidratare mai în profunzime, v-am spus că în ultima vreme m-am confruntat cu un ten foarte uscat din cauza că am fost la mare. O am pe această cremă tot din Beauty Box-ul de la Look Fantastic, de la Madara Organic Skin Care SOS Hydra Cream. Este super, super bună această cremă. Tot pentru hidratare mai am, unde ești? Aici, crema de la Chanel, care este iară foarte hidratantă și foarte bună. Și mai o cremă, o mostră mică, de la Belief, The True Cream, Aqua Bomb, zice că are 70% apă sau ceva genul. Da, care iară e super bună, e ok. În seara asta am să o folosesc pe cea de la Madara, pentru că nu mai este mult. Cu crema asta eu am avut un șoc prima dată când mi-am pus-o pe față, pentru că ea, dacă o pun direct pe față, are albă, pur și simplu albă. M-am învățat să o frec bine între degete, așa, uitați cum rămâne, vedeți? Și după aia o plec pe ten și trebuie să o masez bine, bine, uitați că eu prima dată m-am speriat că ce naiba e asta, cremă de față, ce e? Dar trebuie foarte bine masat în tren. Deci dacă folosiți crema asta, să vă masați în tren, numai în tren să folosiți. Nu, în tren. Da, așa pot să o folosesc și este super hidratantă și nu-mi provoacă coșuri. Mă înțeleg foarte bine cu ea și chiar îmi pare rău că se termină. Când prea dată eu am urât-o, că nu înțelegeam cum funcționează această cremă, dar este super bună și a fost o variantă de 20 de mililitri. Deci aceasta este crema de la Madara. Îmi place foarte, foarte mult. Iar ultimul pas este crema de ochi de la Nala. Eu pe aceasta o folosesc. Hydrating Eye Cream cu
cu ulei de migdale, ulei de jojoba și apă de lavandă, 96,4 ingrediente naturale. 96,4% ingrediente naturale. Pun o bobiță așa micuță. Îmi place să o încălzesc între degete. Așa. Și după aia o aplic și îmi fac masaj în jurul ochilor și invers. Până simt că îmi intră în piele. Și cam aceasta este rutina mea de îngrijire a tenului. Nu este o rutină cu foarte multe produse. O dată pe săptămână folosesc și o mască de față de la Garnier. Asta e preferata mea. Este Nutribom Milky Tissues Mask Intense Nutrition. Este și reparatoare pentru ten uscat, are lapte de migdale și acid hialuronic. Stai 10-15 minute cu ea și ai tenul super, super bun și am văzut că este o bază și o bază foarte bună și pentru machiaj. Deci rezistă machiajul foarte bine cu ea. V-am spus, masca o pun cam o dată pe săptămână când îmi simt tenul așa uscat. Tenul meu s-a transformat dintr-un ten gras într-un ten mixt, uscat. Nu știu cum să vă spun, normal, uscat, ceva de genul. Și da, cam astea sunt produsele mele de îngrijire a tenului. Nu am, nu știu ce produse, nu folosesc, nu știu ce produse, v-am spus. Cred că orice femeie ar trebui să aibă minimul necesar de creme și toate astea, nebunile astea pentru îngrijirea tenului. Și plus ce mai foloseam eu era acidul hialuronic de la Revox, care mi s-a terminat. Momentan mi s-a terminat de vreo 2-3 zile. Trebuie să merg într-un magazin în ăsta, Douglas, Marionneau, care mai... Farmacia Tei, trebuie să mă duc undeva să îmi iau acel acid hialuronic pentru că îmi place foarte mult și dă un plus de hidratare a tenului. Bun, cam acestea au fost clipulețele. Sper să vă fie de ajutor. Dacă aveți vreo întrebare despre un anumit produs, să-mi scrieți în comentarii. Și da, sper să vă fie plăcut. V-am pupat și o seară frumoasă în continuare.